Astăzi pot să vă spun că am revenit pe StumbleGuys. Ei bine, n-am mai postat StumbleGuys de foarte mult timp și v-am întrebat acolo pe comunitate dacă vreți să mai postăm episoade din când în când și m-am gândit eu așa. Haideți bă să mai postăm un episod, două pe săptămână, pentru că n-am mai filmat de foarte mult timp și chiar îmi era dor. Văd că s-au schimbat foarte, foarte multe chestii, după cum puteți vedea aici. Este parteneriat cu cei de la SpongeBob, adică arată mișto fundalul, arată tot mișto. Vedem că s-a făcut și workshop aici, ceea ce este foarte, foarte interesant. O să văd care este treaba cu chestiile acestea și vreau să mă uit pe aici. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și scrieți acolo în comentarii dacă vreți ca dățile viitoare să-i aduc și pe Darius Lel și pe Alice Fana nebună aici să se dueleze cu mine pe StumbleGuys, deoarece știți că făceam cu Darius Lel înainte, cred că din iulie n-am mai filmat și chiar mi-era dor sincer de StumbleGuys. Am văzut că voi ați cerut, v-am scris acolo pe comunitate și majoritatea a spus da, mai postează câteva episoade pe săptămână așa din când în când. Și am zis, bă, haideți să mai facem, pentru că bă, n-am mai jucat de foarte mult timp și chiar mi-era dor. Haideți să intrăm noi aici pe shop. Astăzi suntem singuri, nu suntem cu Darius Lel, nu suntem cu nimeni. Dățile viitoare, dacă mai vreți, deci dacă mai vreți, dați acolo cât mai multe like-uri și lăsați acolo în comentarii ce vreți să facem cu Darius Lel și cu Alice și cu toată lumea. Ce vreți să mai facem? Păi StumbleGuys, că habar n-am, nu m-am mai jucat de foarte mult timp. Primul rând, vreau să văd ce se mai află pe aici. În primul rând, haideți să dăm și noi la Lucky Wheel-ul acesta să vedem ce ne pică și nouă. Poate ne pică și nouă ceva bun. Nu știu cum mai e cu raritatea cu chestiile astea, dacă pică ceva ca lumea, dacă nu pică, dacă toate astea sau pică. A, era frumos, mă, să pice. Mamă, deci între două de astea mișto, în fine, ne-a picat extraterestru ăsta. Ok, am făcut aici o misiune, după cum puteți vedea, este foarte, foarte bine. Dăm spinul ăsta, luăm așa foarte, foarte frumos. Și acum haide să ne uităm ce mai avem noi pe aici. Vedem că mai apare ceva free, dar ce mai e free? Mi apare tot aici la oferte, dar nu cred că mi-a rămas asta așa sau habar n-am sincer. Dar da, haide să vedem shop-ul acum, ce se mai află pe shop. Deci vedem toate chestiile astea pe aici, astea cu burger. Nu știu care este faza cu ele și cum pot să iau burgeri, dar imediat vedem. Și chiar sunt curios acolo să-mi scrieți dacă voi v-ați mai jucat StumbleGuys și cât sunteți de pe vremea dacă când făceam StumbleGuys. Chiar sunt curios câți oameni vă uitați la mine acum la videoclipul acesta, care erați și înainte când făceam StumbleGuys. Ok, vedem aici, deci sunt burgeri ăștia, habar n-am, nu știu care este faza cu ei, cum pot să iau. Ah, uitați că aici este oferta asta free. Mamă, hai să vedem price box-ul ăsta, ce poate să ne pice, gen burger, creepy, așa, toate astea, nu știu exact ce sunt, dar haide să deschidem. Ok, stai, mi-a picat ăsta și ah, mamă, ce animație mișto. Ia să vedem. Deci burger, avem 25 de burger și shards, vreo 10 de ăștia, nu știu care este faza. Ok, în fine, ăla ce o fi. Haideți să vedem acum cu burgeria aceea dacă putem să-i folosim. Parcă unde era, mă, aici? Ăsta, dar nu cred că avem. Ia să vedem. Nu, avem 25, mai trebuie 5 burger. Habar n-am, nu știu cum pot să fac rost, dar haideți să intrăm acum să vedem ce mai avem pe aici. Aș vrea să intrăm în workshop prima oară, să vedem care este faza cu workshop-ul și după vrem să vreau să intru și într-un meci normal. Deci dacă dau aici featured, ia lem, dar nu merge. Coming soon. Mamă, chiar sunt curios care este faza aici cu asta. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii că nu m-am mai jucat și nu știu care este faza, sincer. Nu știu, astea sunt hărți făcute de player, de oameni sau ceva, de custom sau care este faza cu astea, că habar n-am, sincer. Dar haideți să intrăm prima oară, haideți să intru și eu pe asta. Intru pe asta, dau play să vedem care este faza cu ea. Ah, ok, putem să dăm și pe aici în fine. Haideți să dăm așa, create așa. Da, de fapt, ok, dăm așa, in order to play, în fine, nu contează asta. Intrăm aici în meci, vedem care este faza și după ne băgă la un meci normal, pentru că momentan vedem că, adică nu prea știu. Vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce lucruri mai știți voi de StumbleGuys, eu chiar nu mai știu. Și vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce lucruri ar trebui să cunosc în StumbleGuys, pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. Știu că, adică am mai făcut un live de Halloween așa special și am intrat atunci pe StumbleGuys, dar nu erau astea, parcă nu era workshop-ul, din câte știu, mi-amintesc eu, nu era de Halloween. Cred că acum s-a adăugat sau habar n-am care este faza cu workshop-ul. Ok, vedem că oricum noi pe aici ne ducem așa foarte, foarte frumos. Astea cred că sunt hărți, așa, nu știu care e faza cu hărțile astea. Nu cred că sunt hărți care sunt puse la chestiile. Ok, deci aici, trebuie să urcăm așa. Am înțeles. Bun. Păi și cam atât. E bun. Ok. Da, cred că da, n-are rău să ne mai jucăm aici. Intrăm într-un meci normal și scrieți voi acolo în comentarii ce vreți să facem data viitoare. Chiar sunt curios. Ok, deci a fost o singura rundă. Am crezut că sunt mai multe runde. Acum haideți să vedem ce o să facem în rundele următoare. Bine, o să ne jucăm meci normal să vedem dacă mai știm să mai jucăm StumbleGuys sau nu. Vedem Stumble Person ăsta cam așa. Avem niște chestii pe aici. Să vedem care este cea mai specială. Da, asta ok. Deci e un emote de asta special. Nu știu care e faza cu emote-ul acesta. Scrieți-mi voi acolo în comentarii. Și haideți să intrăm acum în primul meci. Să jucăm aici la burger. Mamă, care e faza cu burger ăștia nou? Dăm play direct așa și ai, hai să vedem ce putem să facem. Dacă poate facem un win sau măcar să ajungem în runda finală. Ok, prima hartă Flip. Mamă, de cât timp nu am mai jucat StumbleGuys, bă, frate, chiar nu știu dacă mai știu să mai joc, sincer. Haideți să vedem, să urcăm pe aici foarte, foarte frumos. Bă, dar parcă sunt boți ăștia. Adică uitați-vă, are numele player ăla, bine, sper că sunt și ăștia player, nu? Sau sunt doar boți, ei acum sunt mai mulți boți. Nu știu, că scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă chiar sunt curios când se vă mai juca StumbleGuys, dacă vă mai jucați sau dacă doar vă uitați așa la videoclipul meu cu StumbleGuys, adică poate vă uitați pe YouTube, dar de jucat nu știu dacă vă mai jucați, sincer. Adică, bă, nu mi se pare sincer că mai e așa de jucat. Nu știu, poate mă îndoiesc, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă mai este jucat StumbleGuys-ul la fel de mult sau mai puțin.
puțin sau poate chiar mai mult, cine știe, poate chiar e mai mult și eu nu știam treaba aceasta. Da, deși nu cred că e mai mult, pentru că aș fi știut ceva. Ok, ne-am calificat primul, lejer, prima rundă, am fost primul. Bă, după o revenire de foarte mult timp, după vreo 3-4 luni, ceva de genul, habar n-am, parcă 3 luni din iulie, nu mai știu, faceți voi acolo calculul și scrieți-mi în comentarii. Bă, eu zic că e ok, eu zic că e decent momentan, haideți să vedem rundele următoare, să termine și băieții ăștia pe aici, dar bă, cam par boți, sincer, ăștia, da, mă rog, în fine. Mama, cum este rașa, ori țin minte când a apărut harta aceasta, bă, dar bă, sunt amintiri cât de cât frumoase, sincer, adică chiar îmi plăcea atunci când făceam și cu Stumble, că și era interesant, numai că nu prea mai erau idei și din cauza aceasta n-am mai postat, n-am văzut nici susținere foarte, foarte mare și nu prea mai avem idei și am zis, haideți să schimbăm conținutul, am intrat pe Minecraft, am văzut că a mers bine și am de ce nu și acum am zis, bă, haideți să mai postăm și Stumble Guys, facem și Minecraft și Stumble Guys, că până la urmă Stumble Guys ne-a făcut cât de cât mai cunoscut, așa, adică am început cu Stumble Guys-ul ca lumea foarte, foarte bine ne-a prins și am zis, bă, haideți să revenim la vechile obiceiuri, să mai jucăm și Stumble Guys pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp și eu zic că ar merge, ar fi, adică mergeam să mai facem un Stumble Guys, că, da, în felul ăsta nu mergea. Opa, stați puțin, de fapt m-am calificat, what? Mamă, m-am calificat, că a murit unul înaintea mea, mamă, ce noroc am avut, de fapt mergea, în felul ăsta mergea, dar bine, cum am căzut eu acolo, nu mergea, dar m-am calificat, ce chestie, bine, m-am uitat la skin-ul ăsta cu Mr. Beast, cum stă cu mașinuța, bă, frate, câtă jmecherie, bă, vreau și eu, mă, arată jmecherie, chiar scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă voi la aveți, că mi se pare foarte, foarte interesant, că merge așa cu mașinuța, care este faza cu mașinuța aia, de fapt, să-mi scrieți dacă așa este skin-ul întreg, sau dacă este un fel de emote, de ceva, habar n-am, sincer, scrieți-mi voi că voi acolo știți cei care vă mai jucați Stumble Guys. Haideți să vedem ce putem să facem aici dacă o să câștig ăsta, pentru că aș vrea să-l câștig totuși, ar fi foarte, 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 foarte tare să ne reapucăm. Doamne, haideți că mai bine nu mai vorbea nimic. Da, din păcate nu ne mai știm noi foarte, foarte bine cu jocul acesta. Bine, trebuie să ne obișnuim cu el. Momentan suntem așa, să mai vorbim, să mai vedem care este faza cu jocul. Ia că iau și eu astea, dau claim la ele. Weekly Objective, așa, friends. Aici sunt pe contul secundar, dacă vă întrebați. Știți că pe contul principal aveam foarte mulți dintre voi la prieteni. Aici i-am doar pe Darusel și pe Alice. Dacă vreți să faceți și cu ei, v-am zis, scrieți acolo în comentarii, dați cât mai multe like-uri și scrieți cu cine vreți să apară primul episod. Cu Darusel sau cu Alice, chiar sunt curios. Cu cine vreți, bine, o să facem cu toți, dar prima oară vreau să facem cu unul dintre ei, după cu celălalt și după să facem cu toții, să facem foarte, foarte frumos și cam așa, ceva de genul. Haideți să vedem ce aș putea să mai fac eu pe aici. Deci cred că intrăm tot la un mic normal. Haideți să intrăm la un turnament, la ceva, ce sunt astea pe aici? Ok, mamă, legendary block de 6. Da, asta cu ăsta, să dau eu. Hai mă că dau, hai că dau, dau enter pentru episod, pentru voi totul să fie foarte, foarte bine. Haideți să vedem dacă ne descurcăm la turneul acesta. Am dat 20 de gemuri. Haideți să numărim din prima. Deci dacă mor din prima, cred că dau alte 4 și dau delete la joc și cam mai e, sincer. Deci da, n-am luat ban, dacă se întreba cineva că am luat ban sau ceva de genul, nu, n-am luat ban, n-am mai jucat așa, adică am văzut că mai voiați câțiva dintre voi mi-ați mai scris și am zis acum, bă, haideți să scriu pe comunitate să văd dacă vreți, prima oară v-am scris dacă să postez pe un canal secundar sau pe acesta și a spus, bă, haide mai postează pe acesta câteva episoade pe săptămână ar merge și așa am zis și eu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vreți să postăm și pe canalul secundar Rafael Grâm, ce jocuri vreți să postăm și acolo, poate mai postăm și Stumble Guys acolo sau alte jocuri, dar aici o să mai postăm din când în când Stumble Guys, în general Minecraft, dar ați prins voi ideea. Haideți să vedem ce putem să facem noi aici. Deci ne ducem așa. Mamă, stai că n-am niciun emote, n-am absolut nimic. Bine, mi se pare că pe contul acesta nu știu dacă aveam vreun emote, sincer, dar totuși vedeți cam astea normale, 1 2 3 4, așa foarte normale. Hai, GG, alea de plâns, alea de râs, le-am pe astea normale și da, din păcate am uitat să le schimb. Și când eram pe live tot la fel am făcut, dar văd că deja tot am uitat, încă nu le-am pus. Aie, jucăm așa și poate na, jucăm așa, noroc începătorului, cum s-ar spune, adică jucăm ca un începător. Poate aici câștigăm că practic suntem la noi începuturi, chiar putem să spunem că suntem începători acum, pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp și vedeți că am murit și am dat banii degeaba, cum am zis mai devreme, mai bine nu mai intrăm, dar în fine, am intrat așa cât de cât să mai vorbesc cu voi, să mai vedem care este faza, să vedem ce mai găsim noi pe aici. Ok, două diferente mojuri. Hai să vedem ce e aici la turnamentul acesta. Ok, deci câștig așa, mai sunt în turneu sau da, cam atât a fost drumul meu. Ok, haideți să luăm mai. Mamă, primii am făcut gemurile înapoi pe plus cu vreo 30. Bine, puteam să le mai fac așa, dar am mai aveam 20 în plus, dar nu contează. Asta. Acum haideți să intrăm la eventul acesta. Chiar sunt curios care este faza cu eventul. Că am văzut că e ce eventul acesta cu chestia asta cu burgeri din SpongeBob sau nu știu din care, nu știu care este faza. Scrieți-mi acolo comentarii că voi știți mai multe cei care vă jucați și chiar sunt curios, bă, dacă voi v-ați mai jucat, câte trofee aveți? Chiar sunt curios. Scrieți acolo în comentarii numărul vostru de trofee. Eu nu mai știu câte am, bine, pe contul ăsta nu cred că am foarte multe, dar eu în general nu am foarte multe pentru că știți că mă jucam doar pe episoade și alea la customuri, adică meciuri normale nu prea mă jucam, vă făceam doar vouă content, vă bucur pe voi și cam atât. Sincer, nu prea mă jucam
eu. Pe videoclipuri, pe live-uri la fel, tot la fel făceam custom-uri cu voi, că n-aveam de ce să mă joc singur, sincer. Și eu zic așa, este mult mai bine. Haide, mamă, ce harta asta? Don't be jelly. Ok, ok. Harta asta este nouă. Da, cred că este nouă. Cred că este dacă da, e cu SpongeBob, clar, e clar, e acum cu SpongeBob. Hai să vedem, să urcăm pe aici. Bam bam bam. Unde să mergem? Ok, cred că mergem pe aici. Dacă stai slide. Cât de tare e ăsta, mamă, cât de tare e. Te duci așa foarte frumos. Mamă, e genială harta. Chiar e interesant așa. Apare, e foarte, foarte interesantă cu meduze, cu chestii de genul. Bine, eu sper că e meduza, sper că n-am greșit, sau e octopus, nu știu, în fine, ați înțeles voi ideea cu astea animale care se află în mare. Vreau să terminăm mai repede acesta, am zis să mai vorbim așa cât de cât, să vă readuc aminte că o să începem să postăm, să scrieți acolo în comentarii ce vreți să mai facem și pe cine vreți să aduc. Ok, deci aici trebuie să mă pun pe bula aceasta și bula aceasta unde mă va duce, este întrebarea mea. Sau nu trebuia să fac chestia aceasta? Nu cred că trebuia să fac chestia aceasta, cred. Sau, bata, mamă, cât de șmecher, dar nu, ok, 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 da, sau, bă, vedeți că e cam șmecheră, sincer, bula aceea, de ce să mint, chiar este tare cât de cât așa, bă, da, de fapt, mă, care este faza, că eu nu înțeleg, deci mă duc pe aici, așa, foarte, foarte frumos, și de aici nu pot să mă duc eu în partea aceasta, sau de ce am murit eu acolo, ok, nu înțeleg de ce am murit mai devreme, a fost cam ciudat, sincer, a fost cam suspect. Haideți să trecem pe aici, foarte, foarte frumos, vedem că s-a calificat doar unul, dacă ne ducem noi așa, aproape, aulă, bă, da, pot și eu să trec de astea, vă rog, adică la modul cel mai serios, chiar sincer mi-ar face plăcere să trec de astea. Ok, ok, am trecut, trecem la următorul balonaș aici, a dat aia în mine, nu, gata, perfect, perfect. Și acum haideți să vedem ce putem să facem, deci trebuie să stau, mamă, fix, haideți să vedem și acum, nu, că erau toate ridicate, de fapt pot să trec prin, da, haideți că pot să trec pe nicăieri, am trecut și eu, dar n-am mai putut. Haideți să trecem pe aici prin spate, vreau să, stați puțin, că m-a dat în spate, dar tot ok, nu m-a dat la aia, m-a dat la aia mai din spate, ceea ce este cât de cât nașpa, sincer. Pe nu mai calific ultima persoană, da. Da, bă, am jucat pe aici, a fost foarte, foarte interesant, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii ce vreți să facem data viitoare, pe cine vreți să aducem prima oară, pe Darusel sau pe Ales. Haideți să vedem ce mai avem noi pe aici, dacă mai e ceva interesant, haideți să ne uităm. Deci avem aici ăsta 1850 de gemuri și ce se află, frate, aici 2850 de gemuri, ok, deci vedem că ne apar aici la rând, ok. Bă, momentan, de fapt nu mi se pare foarte, foarte, adică, bă, 1850, nu, e prea exagerat, sincer, n-aș da banii pe așa ceva. Ăsta 220, hai să zicem că da, din head-ul ăsta, nu știu care este faza, nu știu ce e ăsta, dar chiar fie simt care este faza cu acesta, adică știu că erau de când mă jucam eu, dar nu mai știu, că n-am, nu, chiar n-am idei care este faza cu tokenurile astea sau ce sunt ele pe aici. Și arduilul pe aici vedem că este de 450, în rest, bă, nu știu ce mai e ăsta, n-am, din păcate, dar da, să dau la milwheel-ul ăsta, habar n-am, parcă aș da, să dau sau să nu dau, chiar nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă să dau și o să dau în episodul următor, pentru că vedem că în 4 zile expiră și poate mai facem episoade, de ce nu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, cum v-am spus, și haideți să vedem, altceva mai avem și noi pe aici pe shop, ceva foarte interesant, deci vedem astea de 10 ore, mamă, ce mișto arată skin-ul acesta și cara, mamă, ăsta, cum mai chemam pe ăsta, Krang, sau nu mai știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, chiar nu-mi vine acum aminte, nu mai știu cum era, acesta este calamar, bă, nu prea arată, sincer, sincer, foarte, foarte au, dar SpongeBob e așa, și mie, arată, bă, de fapt arată, ok, mă, skin-urile astea, cum ar trebui să arate în stambă, de fapt, ăsta arată cel mai șmecher, chiar arată șmecher, dar nu mai știu, Planton, parcă Planton, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă așa-l chema, ăsta este 75, mai avem 2, dar nu cred că are rost să mai dăm de așa ceva, ok, deci ne pică, bă, dar nu știu care este faza cu acestea, nu mai știu exact ce sunt, dar, da, pe aici vedem chestii de ce, nu cred că dau la asta, haideți să vedem care este faza cu chestia aceasta, hai să dăm, deci am luat stumble box-ul acesta, să-l deschidem acum și să vedem ce o să ne pice, 3, 2, 1 și hai să vedem, mamă, și arzi, 2, da, stai și aici, opa, 5 din, ok, da, da, nu e de cine și de ce, adică nu mă încântă pe mine, nu știu care este faza cu chestiile acestea, dar, da, cred că cam atât cu acest episod, nu știu dacă mai avem ceva de făcut, adică a fost un episod așa informativ de început, că v-am spus, ne reapucăm, deci chiar ne reapucăm de Stumble Guys acum. O să facem și cu Darusel, o să facem și cu Alex, o să facem cu toată lumea. Scrieți-mi voi acolo în comentarii pe cine vreți să aduc prima oară și ce vreți să mai facem pe Stumble Guys. Ce vă era dor de la mine să mai facem, aia o să facem, scrieți-mi voi acolo în comentarii. Cu voi Rafael, ne vedem la următorul episod. Dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să mai facem și cât mai multe comentarii. Dați share la prietenii voștri să vadă și prietenii voștri, nu mai știu să mai vorbesc. Pa pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.